Clubul Armatei trebuia să se ocupe de această poveste, pentru că nu poți să vii acum să spui, hai, găsim doi aici care să vină să dispună de niște bani. Să imediat, adică acum în câteva zile. O să fie foarte greu. Eu spun că poate și pentru o bună organizare, înțeleg, ar fi să aștepte, să meargă 2 ani. Adică îi sfătuiți, poate să nu se grăbească. Nu dau sfaturi la nimeni. Eu spun că s-ar așeza lucrurile mai bine dacă n-ar grăbi așa în momentul ăsta, pentru că nu cred că nimeni nu-i dispus fără o analiză serioasă să vină să investească, pentru că la ei e nevoie de bani deocamdată. Da, domnul Dinu, dar ați văzut câți oameni sunt acolo. Nu poți să le spui oamenilor lor care s-au riscat, până la urmă și-au riscat sănătatea în pandemie, să vină să sărbătorească. Nu poți să le spui, domne, știi că suntem puțin cam relaxați și nu ne-am gândit la varianta asta, mai stați și voi un an. Pentru asta vor răspunde în fața lor, probabil, sigur, nu penal, vor răspunde prin fel de strigături care vor avea, vor fi puse în practică, dar povestea este că trebuie să gândească într-adevăr, dar și la ei a fost la nivelul clubului, am văzut că au fost foarte mulți comandanți în ultimii 2 ani cel puțin. S-au tot schimbat, da. Și mă miră că nu s-a ocupat acest guru al clubului, acest al patrulea. Da. Păi se ocupă? Trebuie să ocupe și de chestia asta, dacă e așa de atent. Așa e, aveți dreptate. El a adus totul într-un război cu Becali, toată povestea asta între CSA, Steaua și FCSB. Un război privat, un război personal. Un război al lui personal, da. Personal, deși ați văzut pozele cu el pe la lojă, când mânca prin loja lui Gigi Becali, stătea și mânca. Mă rog, sunt alte discuții. Nu știa că e loja lui Becali, loja. Era loja, mă gândesc că aduci un alt antrenor sau îl lași pe Prița, dar obiectivul este să faci ce? Să mă retrogradez, nu? Că până la urmă nu poți... Cu Oprița nu poți să spui promovarea, nu înțeleg. Păi promovarea nu se poate, că și dumneavoastră a spus că e foarte greu să... Da, poate. Aduce jucători... Să formezi o echipă pentru sezonul următor. Și sezon, dacă erau organizați bine, ei puteau să... Știau că... Mie mi se pare o greșeală incredibilă. Nu să le pună afumați un mare probleme, știau de mult asta. Da. Ei trebuia să se organizeze de acum două zile, să înceapă să caute jucători care să ducă la promovare cu ei. Dar poate să îndeau la FCSB, că a fost... Noi nu puteai pe CSB-ul să-i încolce nici în baraj. Eu așa pasă e părerea mea. Sau știi și în cele două jocuri. A fost 1-1 și parcă 4-1 nu s-a terminat. Nu, doar au jucat un singur... Nu, două meci. Nu, au jucat turetul. Acolo la Steaua eu cred așa de ceva așa. De afară. Mi se pare că este tot și o problemă. Problema ar fi cine conduce această secție de fotbal. Ogăraru. Nu, Ogăraru pe hârtie, dar zic că acolo decizia e la Oprița. Eu zic că aici poate fi o poveste între Oprița și Ogăraru, dar nu 3-2 ca persoane, la nivel de decizie. Cine are decizia acolo? Că dacă acest lot a fost făcut de Oprița. El a adus jucătorii, foarte mulți jucători care au lucrat acolo pe la Juventus, i-a mai avut sub contract din anul unde a trecut el. Deci e clar că Ogăraru probabil că va dori să-și impună punct de vedere acum, fiind șeful secției, nu? Mai ales 4.000 de euro pe lună. Cum e domnul Dinu ca salariu? Dumneavoastră ați avut când ați luat cu Rapidul, ați spus, dacă nu ne păcăliți, 2.000 de euro când ați luat din primul titlu. 2004-2009. Atunci n-am niciun ban avut atunci. A, da? În 98-99? Am venit în 2004, atunci am avut prima dată, am fost dată plătit de club. Deci Ogăraru vă dă clasă la salarii. E foarte bine, nu. Merită, a fost fotbalist bun, merită. Ca lui nicio problemă, dar... Păi nu, dar din bani publice normal să ai un salariu așa mare? Sigur, mi se pare un salariu foarte mare, dar ei trebuie să vină la această formă de organizare profesionistă, un club privat să fie, care să banii să nu fie banii Armatei sau ei poporului, să fie banii lor, adică ce produc ei să cheltuiască. Deci asta, eu zic că acolo asta e problema care în clipa de față va trebui reglată de cei care conduc acest club. Cine răspunde la această secție, cine o conduce pe hârtie sau la televizor, e clar că este Ogăraru, dar cine ia deciziile? Pentru că eu zic că este un conflict acolo, care eu așa îl simt, între Ogăraru și Oprița, dar legat numai de partea sportivă, nu. Uman nu cred că e nimic între ei. Asta e. Da, pe de altă parte, mie mi se pare normal, nu e fair play să existe competiție chiar și la ligile inferioare între o echipă departamentală cu bani publici și o echipă cu investiții. Uite cum e Metalul Globul. Ține seama de situația economică a acestei țări care trăim noi, n-ai cum să duci altfel până la Liga 2 cel puțin. Nu, vine nimeni să investească 200-300.000-400.000 de euro la o echipă de Liga 3 să o ducă în Liga 2. Nu sunt bani, adică oamenii care au făcut bani s-au și speriat foarte mult de ce am luat în fotbal românesc. Nu îți dă rău facilități pentru acești oameni care ar trebui să ducă banii spre sport, spre cultură, spre, eu știu, artă, ce vrem noi, frumosul trebuie cultivat și corect, trebuie cheltuit bani pentru asta, dar asta spun că e pot. Până la Liga 2, nu mi se pare o greșeală. Eu zic că dacă comunitatea locală dispune de fonduri și legal, le cheltuiesc legal, atunci nici o problemă, dar acum la Liga 2 trebuie să fie pregătiți. Bun. Dacă nu s-au pregătit, înseamnă că și-au dorit probabil și să rămână în Liga 2 un an, să așeze lucrurile și anul următor să vină cu soluții. Ar trebui să rămână Oprița pentru că i s-a terminat contractul.
Au fost deja niște discuții. Nu e mulțumit de ce i s-a oferit și vă întreb din punctul nostru de vedere. Dacă s-a încheiat contractul, lucrurile au fost stabilite până acum, da? Așa. Dacă clubul are o potență financiară suficientă să poată satisface pretențele Oprița, pentru că Oprița, da, mă gândesc eu că lângă pretențiile lui financiare, el trebuie să aibă pretenții și de formarea unui lot pentru Liga a doua de promovare. Da. Că, exact cum vorbeam de Rapid, la lotul care are Rapid acum în Liga 1 va fi greu să reziste. La fel Oprița cu echipa care are acum va fi greu să promoveze. Trebuie să fie radical. Nu radical. El are acolo ceva jucători de Liga a doua bun, cu experiență, jucători care pot duce greu, dar îi trebuie și altceva, pentru că totuși echipa nu este o echipă, așa o văd eu azi, de promovare primul an. Dacă vor să mai aștepte încă un an, să mai aducă, să mai așeze lucrurile, da. Dar dacă vor să bată la promovare cum vrea lumea, pentru că ce au făcut oamenii ăștia, totuși e fantastic să vină 3-4 mii de oameni. Așa, cum să spui că, domne, nu vreau să-ți dau că te pun în avantaj? Nu vreau să-ți arăt cum s-a format steaua. E obligat, dar vedeți că tot amână. E clar că au acolo încălcâia lui Ahire. La dispoziție, întregi de zile te iau la dispoziție. Nu le-au pus, pe cale juridică le dă. N-au ce să facă. Da, colegii mei din regie au încercat să contacteze și pe colonelul Florin Talpan pentru un punct de vedere, să fim corecți și să facem jurnalism așa cum trebuie. Domnul Talpan nu a răspuns, deși s-a insistat de mai multe ori pe numărul domniei sale. Ne tot lovim de problema asta cu CSA Steaua. Nu prea vor oamenii să vorbească nici de bine, nici de rău. Îl așteptăm oricând pe Florin Talpan, oricând vrea să intervină în emisiune, să vină în platou ProSport Live, astfel încât să apere creația sa CSA Steaua. Până atunci discutăm cu cine se poate, cu tabăra FCSB, mă rog. Da. Bun, domnul Dinu, despuneți că vă rog. Avocatul care a intervenit, da? Eu zic că nu e tabăra FCSB, este... Pare și cred că este un suporter stelist care nu vrea ca acest club să aibă, eu știu, două falange pe această Steaua să fie prezent două. Deci, nu știu, vorbim pe fapt, adică că vrea, că nu vrea, ideea este că mie mi se pare incredibil, asta mi se pare incredibil. Domnule, eu vin, domnul Dinu, dați-mi actele să văd cum v-ați format, vreau să spuneți, nu, că te pun în avantaj. Păi... Păi nu, dar le cer până le vor primi până la urmă, spuneți. Un document, dar dacă le folosesc în avantajul meu, atunci pot interveni și mă pot pune pe mine sub acuzare. Dacă eu spun, am nevoie de stacte pentru asta am nevoie de ele. Normal. Da? Dacă dau altă folosință actorilor, atunci răspund eu fața lor după aceea. Normal. Da, nu, aici e un joc. Este un joc care, din păcate... Dar e clar că acolo e ceva în regulă care ar putea fi în favoarea FCSB-ului dacă refuză de atâta. Nu putem ști asta. Asta sunt supoziții. Exact, sunt supoziții. Poate fi și ambiții personale să îi targăneze, să îi prime pe la tribunale, pe la procese, pe la... Nu pot să fie, niciodată n-a fost antrenor secundul lor, să ajungă acolo pe stadion. Le dați sunat pe alta, domnul Dinu. Se formă mai știu pe el. Dați gol meci de meci. A fost cu Dan Petrescu la un moment dat la FC Național, era un problem, dar nu secundă el niciodată. Păi cum că a zis Gigi Becali că să terminați cu prostiile, că numai Pițurga a avut libertate, în rest le-a făcut echipele tuturor. Minte Gigi Becali, nu cred că mi-te un om credincioși. Nu am făcut legătură domnul Becali. Domnul Becali a zis de Olăroiu că îi făcea echipa. Numai asta credeți în chestia asta? Nu. Deci a vrut un pic să se laude așa? Nu cred. Să facă păcat de trufie? Domnul Becali, mă rog, da. Și eu îl văd pe Olăroiu tot, cum spuneți dumneavoastră, undeva la un nivel foarte, foarte înalt, cu foarte mulți bani. A și demonstrat acest lucru, nu? De-a lungul timpului. Am văzut și un interviu de-a lui, are 20 de ani de când este plecat și a demonstrat cam pe unde a fost, că este un antrenor valoros și cred că ar merita la ce a făcut în alte campionate să prindă și el o echipă de top în primele 5 campionate ale lor. Da. Domnul Dinu, știați de premierea făcută de George Copos, care a spus că nu mai revine niciodată în fotbal și la Rapid? Nu știam. A dat o sumă destul de importantă celor de la Rapid. Foarte bine. Nu vreau să spun suma pentru că nu sunt sigur de sumă. Ce știu sigur este că i-a chemat pe conducător la birou și le-a dat niște bani. Le-a spus asta e pentru voi că ați reușit promovarea. Pentru conducători? Nu, să parte conducătorii banii jucători. Poate fi un prim plan, un prim pas la cum îl cunoașteți, că vorba aia îl cunoaște cel mai bine pe Copos, să revină? Ce simțiți când auziți chestia asta? Bine, că cine îl cunoaște bine pe Copos? Haideți că dumneavoastră îl cunoașteți mai bine decât noi. Nu cred că mai are puterea, dorința să se implice în fenomenul ăsta. Nu cred. Dar ar fi bine pentru Rapid, ar fi fantastic dacă ar veni Copos lângă echipă. Da. Ovidiu... Nu cred că
Cred că oamenii cu bani mulți se vor apropia de acest fenomen în curând. Chiar domnul Pormoiu spunea de patronii de la Dedema, frații Pavel. Dar nu cred că se vor să-și asocieze numele cu... Nu-i cunosc cu fotbalul, pentru că în momentul și în mediul afacerilor, când ești asociat cu un club, ești patronul unui club, pierzi de influența care, sau știu, ce face pentru sus, dinamoviștii, rapidiștii, olteni, da? În momentul ăla lumea te judecă și te percepe ca un stelist, deja ăsta e stelist, nu? Și atunci eu nu cred că se vor apropia foarte tare. Poate așa, cu o tare publicitate, până agenții, să, la Liga 1, să susțină, sau o echipă, dar nu cred că vor dori să fie patronii acestui club. Ar fi bine pentru Steaua să vină frații Pavel, ar fi foarte bine. Era să spuneți FCSB, nu? Da. Ar fi foarte bine. Ar fi o dispută frumoasă cu domnul Becali. Pentru că nu cred că e diferență foarte mare. Ar fi o nebunie totală. Nu cred că este o diferență foarte mare de avere între cele două entități. Ar fi disputa Stelelor, disputa Craiovelor. O să ajungem să avem Liga 1 trasă la Indigo, așa. Cu toate facem o ligă de elite, cum a văzut că UEFA. Facem cu două Steaua, două exact. Craiova, doi Rapid. Rapid unul. Bine că a rămas unul. Că asta păi mai e Manoliu care le mai face probleme. Nu, acolo e Copos. Manoliu este un antimergător. Interesant ce spui. Și cum? Cât de diabolic să fii să le dai prima de promovare și pe partea aceea să se mai împungi din când în când cu Manoliu? Nu se încheie emisiunea mai repede, că m-am oprit să vorbesc și nu e bine să vorbesc. Da.